Să mergem mai departe, Valeriu, să vedem pentru nativii Gemeni. Nativii Gemeni intră într-o perioadă fastă a vieții lor, sau mai fastă decât a fost până acum, odată cu trecerea axei destinului pe linia Leu-Vărsător. Gemenii își dau seama că foarte mult din ceea ce au crezut despre propria viață nu a fost adevărat. Este o perioadă de clarificare în viața gemenilor, iar săptămâna aceasta este definitorie pentru spulberarea unor iluzii. Marte este în semnul lor și face acea cuadratură cu Neptun despre care am vorbit și este conjunctura astrală ce le indică nativilor gemeni că s-au mințit sau au renunțat prea mult la niște direcții corecte pentru ei, au stat prea mult după alții și au așteptat. Vindecarea de așteptări este direcția generală a săptămânii pentru nativii gemeni, iar această lună plină care se produce pe 10 mai cu luna în Scorpion îi reorganizează, îi reordonează și îi ajută pe gemeni să-și rescrie viața într-o altă rutină. Gemenii, începând cu 10 mai, vor putea să-și redefinească stilul de viață, vor putea să înceapă, de exemplu, să se ocupe mai atent de nevoile lor, să-și vadă mai bine de starea lor de sănătate, să ia măsuri active, astfel încât să-și îmbunătățească viața. Calitatea vieții și creșterea calității vieții reprezintă principala preocupare a nativilor gemeni începând cu această săptămână. Fie vor duce o viață mai activă din punctul de vedere al atenției pentru alimentație, fie vor face mai multă mișcare, fie vor elimina, și aici este foarte important, vor elimina din viața lor persoane care le dau o stare de toxicitate. Proiecte, contracte, din acest punct de vedere, ce peștept? Contractele se deblochează pentru un an și jumătate, odată cu ajungerea destinului în semnul leului, iar gemenii pot să fie puși în valoare. Este o perioadă în care urmează cu 10 mai, care începe cu 10 mai, în care gemenii pot dintr-o dată să reactiveze vechi proiecte. Ceva ce a stat prăfuit într-un sertar sau ceva ce a fost respins, sau ceva ce a fost început, dar neterminat, poate să apară pe tapet. Gemenii, e posibil să fi făcut în lunile trecute niște propuneri, să fi avansat niște proiecte, să fi depus niște acte și să nu fi avut până acum niciun fel de ecou. Data de 10 mai este o dată de deblocare. Ceea ce este important pentru gemeni va începe să se concretizeze începând din această săptămână. De aceea este important ca gemenii să fie foarte deschiși, să fie pe fază când sună telefonul, când primesc un mail, pentru că orice informație începând din această săptămână este esențială. Gemenii ar trebui să nu neglijeze intervenția nimănui în viața lor, mai ales că ei au parte, odată cu această conjuncție între Mercur și Uranus în casa prietenilor și a protectorilor, ei au parte începând din această săptămână de sprijin providențial. Oameni la care nu s-ar fi așteptat vin și deschid ușa pentru gemeni. Gemenii sunt sprijiniți de persoane pe care nu au contat până acum. Se simt efectiv liniștiți pentru că au pe cine să se bazeze, iar acest sentiment este destul de nou în contextul acestui an 2017 pentru acești nativi. În plus, mai există un aspect foarte important pe care îl actualizează luna plină, cu soarele în casa a 12-a a gemenilor. Gemenii pot să vadă clar cu cine se luptă și cu cine își duc războaiele și susținerea de data aceasta este chiar a lor, pentru că nativii gemeni cu soarele în casa a 12-a susținut de luna plină pot să aibă o putere nebănuită asupra persoanelor cu care sunt în conflict. Deci gemenii sunt într-un punct în care pot să li se facă dreptate și să nu uităm de acel trigon pe care l-ai discutat mai devreme între Marte și Jupiter. Marte este în semnul gemenilor, iar relația între Marte și Jupiter aduce acte de justiție. Este o săptămână în care gemenii
vor trăi cu sentimentul foarte pregnant că în sfârșit li se face dreptate și că în sfârșit se întâmplă ceva ce ar fi trebuit să se întâmple de mult. O săptămână a izbăvirii, a liniștirii și a armoniei cu ei înșiși este aceasta despre care vorbim pentru nativii gemeni, care ajung pe malul celălalt tocmai în momentul în care poate mulți dintre ei simțeau că se neacă. Așa este. Pentru gemeni este o perioadă în care pot pune și bazele unui nou drum, un drum care chiar dacă nu-i sesizează în momentul de față intenția sau destinul, până la urmă vor vedea că există un scop, există o semnificația acestui drum în viața lor. Deci, practic, se pun bazele unui nou drum. În curând, vorbeai despre acest nod nord în casa contractelor, vor încerca să le propună, poate chiar superiorilor, proiecte interesante, proiecte importante care au mari șanse să fie puse în practică. Este o perioadă în care gemenii este bine să-și pună mintea la contribuție. Ei oricum sunt mercurieri și sunt persoane care gândesc tot timpul și care au o putere de a analiza lucrurile superioară, dar în perioada următoare chiar este bine să le propună și altora. Există un potențial profesional destul de mare care este bine să fie speculat. Deci potențialul profesional, șansa profesională este foarte bine să se insiste puțin asupra ei. Putem spune despre gemeni că cu acest Marte în semn se redinamizează, se revitalizează, se vor simți din nou puternici. Până acum cu Marte în casa 12, asigur, a existat o oarecare devitalizare. Acum este exact efectul invers cu Marte pe ascendent, își vor clarifica și scopurile propuse, pentru că trigonul acesta Marte-Jupiter îi ajută să vadă foarte clar lucrurile care au perspectivă. Pe de altă parte, cuadratura Marte-Neptun poate să inducă în continuare în eroare, dar considerăm că forța jupiteriană îi va ajuta să vadă ce proiecte nu mai au șansă să meargă mai departe și ei nu mai sunt pe direcția corectă și ce proiecte merită să fie fructificate. Este o luptă, putem spune, o bătălie între această cuadratură și acel trigon foarte frumos. Gemenii care vor merge pe zona aceasta de clarificare vor avea numai de câștigat. Oportun ar fi să lucreze cu oameni care știu exact ceea ce vor. Deci, în această perioadă în care putem fi predispuși la oarecare confuzie și indecizie din cauza cuadraturii Marte-Neptun, bine este să ne asociem cu oameni care știu ce vor, care sunt conștienți de ceea ce își doresc și să evităm persoanele care sunt confuze, care au nevoie de care au ei la rândul lor nevoie de sfaturi și de hotărâri. Pentru că este foarte greu să ducem în spate și alte persoane indecise. Deci și pentru gemeni este valabil acest lucru. Vor intra în mai multe situații profesionale care au nevoie de tenacitate, de fermitate, de sprijin și de asemenea un lucru foarte interesant, gemenii pot avea speranțe, pot avea în perioada următoare planuri pe care le pot pune în practică. S-ar putea să vadă lucrurile dintr-o perspectivă diferită din mai multe puncte de vedere. Spre exemplu, pentru un nativ geamăn care vrea să inițieze un proiect sau vrea să intre într-o afacere sau vrea să-și construiască o casă sau vrea să construiască un parteneriat, s-ar putea să aibă o abordare multiplă a acestei probleme. Lucru care este foarte bun pentru că îi va ajuta să aibă o adaptare corectă după ce vor analiza toate aceste situații. Sunt convins că pe ce aspecte există, gemenii vor lua numai hotărâri bune în săptămâna următoare și din multitudinea de posibilități și de oportunități pe care le au, vor alege ceea ce este mai bun pentru ei. S-ar putea ca toate să fie bune, dar să nu existe energie să înfăptuiască tot ceea ce li se propune.